Ștefan cu Daniel Gabriel, mijlocaș atacant, 36 de ani. În față pe fosta campioană a țării, Universitatea Craiova, pentru prima oară prezentă în această fază a competiției, și Rapid București, recent revenită în prima divizie, formație care și-a înscris de 8 ori numele pe lista câștigătoarelor prețiosului trofeu pe care îl aveți în primele imagini ale reportajului nostru. Mane a scăpat și doi cu echipieri așteaptă centrarea, gol! Este minutul 9 din prima repriză a prelungirilor. Manea marchează al doilea gol al formației sale. Moment foarte important al acestui meci. Marinescu se află față în față cu Tiberiu Lung. Marinescu se apropie de balon. Marinescu, șut, este 1-0 pentru Rapid. Minutul 22 al reprizei secunde, minutul 67 al partidei. Bucurie enormă în rândul galeriei Rapid. Trei minute mai târziu, arbitrii ies și ei la rampă. Marinescu șutează năpraznic de la 20 de metri, balonul lovește bara transversală, cade în poartă și revine în teren după ce în prealabil mai zbise odată și plasa de sub bară. Centralul Salomir se acoperă însă de ridicol și, spre stupefacția tuturor, lasă jocul să continue. Vine egală cu a centralului, are la această fază ce se va dovedi hotărătoare pentru evoluția ulterioară a partidei și tușierul Iosif Olah, surprins de... O istorie scrisă cu mult suspans și a păstrat caracteristicile și în final. Rapid a marcat un singur gol prin Niencii.
A avut un sfert de oră foarte bun și apoi a așteptat titlul. Craiova a îndrăznit și a cerut un penalti și mai ales Hrib l-a iertat pe Lobonț, deși era uluitor de singur. A fost 1-0 cu un Rapid sărbătorind în sfârșit și un titlu după ce celebrase atâtea promovări și victorii la Roșiori. Istoria unei echipe iubite, dar deloc răsfățată de soartă, a consemnat odată cu sosirea lui Lucescu al doilea campionat, pe care nu l-au adus nici Baratchi, nici Ionică Bogdan, marile staruri ale frumosului nebun al lumii interbelice. Rapid. ...20.000 de spectatori au umplut Giuleștiul cu o oră înainte de meci. Golurile marcate de Bratu, Bădoi și Perjă în poarta UTI aproape că n-au mai contat. Giuleștiul era îmbrăcat de sărbătoare pentru a treia oară în cei 80 de ani de existență. Șampanie, artificii și scuze lui Dumitru Dragomir pentru câștigarea titlului. Sunt doar câteva fragmente din sărbătoarea rapidiștilor campionii României în 2003. Sprake van paniek. Glijdt daaruit, maar dan hoeft hij dit toch niet te doen. Gaat de penalty nemen. Kiprian Vasilak Lodewijks en het is 1-1. Gol! Acumada! Acumada, gol! Gol rapid, scrie Bucurel Buga! Se vorbea de verticalizare mai devreme. A fost o recuperare... Ajutat, mingea a fost deviată de un ucrainian și a intrat în poarta apărată de Laștuf, ca așadar din minutul 87, Șahtior Rapid 0-1. Șansă pentru Rapid la această fază, dar ce... Nu a fost atent atunci când a încercat să execute surprinzător această lovitură liberă. Acum câțiva ani, Dănuț Lupu era un artist, Dănuț Lupu și Maier erau doi artiști în astfel de execuții, pasau foarte repede și de multe ori s-au înscris golul. Măldărășanu și Caramian. Ultima fază, cred, a acestei prime reprize, Măldărășanu, gol! Măldărășanu deschide scorul în ultimele secunde ale primei reprize. Ca la carte executat, jucătorul cu numărul 17 de la Rapid, omul care a dus victoria la Donetsk, l-a îngenunchiat pur și simplu pe Fernandez, care a rămas spectator, mai avea nevoie probabil de bilete. Revedeți șutul formidabil al lui Marius Măldărășanu, al patrulea gol în Cupa UEFA în acest sezon. Emil Dică. Minge de angajament pentru pentru Burdujan și gol! Gol Rapid! Gol pentru echipa lui Răzvan Lucescu, un gol care vine în minutul 80. We'll be right back.
stânga pentru Ionut Stancu, cel care l-a înlocuit pe armeanul Caramian. Accidentat Buga, un dribling frumos, nevoie să se întoarcă Daniel Nicolae, în dreapta așteaptă Bădoi. Daniel Nicolae șută la distanță și e a prins Daniel Nicolae cu două minute înainte de finalul prelungirilor. Am spus că nu trebuie să intre de multe ori. Ce șut a prins Daniel Nicolae, fabulos! Iată reluarea unui gol absolut fantastic. Cred că sunt 35 de metri. Exact lângă bară, incredibil! Demel a interceptat pentru moment Valinegru. Acum Romeo Stancu s-a aflat în fața lui Van der Vaart. Interceptează Marius Constantin. Romeo Stancu pentru Fiorul Moldovan. O pasă din prima pentru Daniel Nicolae. Sprintează Daniel Nicolae. Daniel Nicolae se apropie de care o advers. Daniel Nicolae, un dribling, șut Daniel Nicolae. Meciul românesc al sferturilor de finală, Rapid Steaua. Atmosferă extraordinară, un public civilizat și disciplinat, iată că se poate. Rapid începe cu Coman în trecuturi și jucători de câmp, Marius Constantin, Maftei, Rada, Bădoi, Emil Dică, Romeo Stancu, Ionut Stancu, Daniel Nicolae, Viorel Moldovan și Mugurel Buga. Se joacă așa cum era de așteptat. Iată reluarea. Mingea trimisă cu pământul. Carlos scapă mingea din brațe. Ajunge în fața porții. Și Viorel Moldovan este cel care înscrie. Viorel Moldovan a fost cel care a trimis mingea în poartă. Două gafe ale steliștilor. Mai întâi a greșit flagrant acolo. Sperat la mingea trimisă de la 40 de metri de Rada. După 6 minute, Daniel Nicolae a centrat pentru o ratare epocală. Buga a trimis pe lângă poarta goală a Stelei. Oameni, niște nesimțiți care vin în tribună decât să-și facă firmă sau să-și dea aere prin tribuna oficială. V-ați simțit jignit că au venit cu prințul? Sau... Eu nu m-am simțit jignit, nu mă interesează cu ce prinț a venit. Sunt jignit atât timp cât sunt neplătit de 12 luni de zile și eu și colegii mei. Sunt jignit atât timp cât văd această galerie minunată cântă și noi luptând în teren, iar ei sunt niște oameni de nimic din punctul meu de vedere și îmi asum tot ce spun acum.
combinarea Stelei. Iată lansarea către Ciolacu, care are viteză mai bună decât Sucala. Ciolacu în marginea careului. Ciolacu șutează în Sucala. Se cere penalti pentru presupus Hens la Sucala. Iată la cu pe Pacu! 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 Gol! Rapid deschide scorul! Minutul 23! Idolul Giuleștiului, Daniel Pacu, deschide scorul după o fază în care l-a ridiculizat pe Arlauschi.